Dacă nu știați, chiar și după run-up-ul extraordinar al tech-ului din ultima vreme, pe ultimii 3 ani sectorul de energie încă îl bate la randament. La fel și dacă ne uităm din bottom-ul cauzat de pandemie. De ce investesc eu în acțiuni cu dividend dacă acestea nu aduc creșteri consistente în portofoliu? Stock-based compensation și despre sectoarele ce ar putea performa cel mai bine în perioada următoare. Te salut, aici Claudiu, bine te-am regăsit la un nou video pe canalul Roinvest, un nou episod de Q&A în care aleg câteva dintre cele mai interesante întrebări primite de la voi și răspund, sper eu, cât mai pe înțelesul tuturor și cât mai bine, iar dacă răspunsul meu te ajută în vreun fel, nu trebuie să faci nimic altceva decât să lași un like și să te abonezi canalului Roinvest pentru mai mult conținut de acest gen. Și avem prima întrebare, primul comentariu de la Zumba71. Salut, sunt puțin confuz și am o nelămurire. De ce investești în companii care oferă dividende? Care este fundamentul deciziei? Istoric, ele nu oferă o creștere consistentă a portofoliului. Am observat că în 3 ani ai o creștere de $4,500. Eu am un portofoliu cu valoare ceva mai mare și am avut o creștere doar pe o singură zi de $4,500. În primul rând, felicitări pentru creșterea de $4,500 într-o singură zi, sper că nu ai pierdut 5.000 în următoarele două și aș vrea să îți răspund la acest comentariu în două subpuncte. Legat de câștigul ăsta al tău într-o singură zi sau într-un singur an, atenție că nu înseamnă nimic și asta nu te face niciun fel un investitor bun, ba din contră îți poate da aripi și te poate conduce către decizii mai puțin bune dacă nu rămâi cu picioarele pe pământ, pentru că într-adevăr sunt foarte atrăgătoare câștigurile pe termen scurt, dar riscul asociat acestora este semnificativ mai mare și el. Strategia mea, după cum am mai spus, se bazează pe obținerea unui total return sustenabil pe termen lung, nu mă interesează neapărat ce se întâmplă pe termen scurt atâta timp cât știu în ce am investit, iar acest randament bun pe termen lung îmi doresc să-l obțin printr-o expunere la un risc cât mai mic. Pentru mine care investesc pe termen lung e importantă stabilitatea, pentru tine poate câștigurile pe termen scurt, dar aici tu nu prea mai ești investitor, ci poate mai degrabă trader. Și doi, legat de dividende, după cum ai zis aici, istoric ele nu oferă o creștere consistentă a portofoliului. Sunt foarte curios ce dovezi ai să îți susțină remarca acum că acele companii care oferă dividende nu oferă o creștere consistentă a portofoliului. Vezi, de exemplu, Broadcom ne-a crescut consistent portofoliile cu un yield on cost de aproape 5%. Sunt o grămadă de articole pe tema asta. Eu am aici 3 dintre ele, unul de la S&P Global, unul de la Hartford și celălalt de la Nuveen. Dacă ne uităm pe cel de la S&P Global, avem aici return-ul S&P 500 din 1930 până în prezent, doar din prețul acțiunii, și de partea cealaltă avem total return cu dividende reinvestite, linia galbenă, diferență de la cer la pământ, de la 214 la 7219, iar toate astea, foarte important, cu un risc mai mic, companiile plătitoare de dividend tind să fie mai stabile și mai puțin volatile, iar pe deasupra, după cum vezi, 40% din total return vine din dividende, dar știi de unde cred eu că vine confuzia asta și remarca asta a ta și nu sunt aici să te cert, doar îți explic. Confuzia ta vine din faptul că probabil urmărești prea mulți faliți morali de pe YouTube, care vorbesc fără să facă un minim de research, care au încercat ei să prindă următoarea Tesla, evident că n-au reușit, acum încearcă să prindă următoarea Nvidia, clar nu vor reuși nici de data aceasta. Și uite așa, băiatul meu, trece timpul. Nimeni nu va face bani la bursă din investiții, nici tu și nici ei. Diferența dintre ei și tine este faptul că ei vor face bani oricum de pe urma ta, iar tu doar vei pierde vremea încercând să prinzi următorul 5, 10, 15x, nefiind totodată 100% conștient de riscurile la care te expui. Așa că de aceea investesc eu în companii ce oferă dividende, nu le exclud, atenție, niciodată pe cele ce nu plătesc dividend, pentru că nu ăsta este criteriul principal de selecție, mai ales dacă vorbim de un business solid aflat la un preț bun. Istoric vorbind, cele ce plătesc dividend le bat la randament pe cele ce nu plătesc, mai ales prin reinvestirea dividendelor, și ideea de bază e să-ți faci bine temele, să-ți respecti strategia și să ai obiective pe termen lung, să fii disciplinat, doar așa, crede-mă, vei face bani. Totodată nu uita ca notă de final că dividende nu înseamnă doar companii ce-ți oferă din start 6, 7, 8% sau mai mult, iar de partea cealaltă prețul acțiunii se duce în cap, afectând așadar acel total return. Dividende oferă, de exemplu, și Microsoft, Broadcom, după cum ziceam, sau altele. Trecem la următorul comentariu de la Iulian. SBC, Stock Based Compensation, raportat la Sales,
are zero relevanță pentru tine ca și investitor, sâmbăcâtul free cash flow e cel mai relevant, de ce ar conta stock-based compensation ca procent din vânzări? Păi, are foarte mare relevanță și hai să-ți arăt de ce. Practic, acest SBC înseamnă extra diluare, reprezintă plata angajaților din firmă sub formă de acțiuni. Această practică are și avantajele sale, pentru că uneori e mai eficient pentru companie să plătească un angajat în acțiuni decât să folosească capital din firmă, dar de foarte multe ori pe tine ca investitor te afectează și nu există, să zic așa, un prag ideal, deși eu am setat unul. Am aici ca exemplu deschis fișierul companiei Eli Lilly. Am un prag de 4% stock-based compensation ca procent din vânzări și un prag de 15% ca și procentaj din free cash flow. Acestea sunt pragurile maxime pe care aș vrea să le văd, doar că acest prag evident depinde de la companie la companie, de situație și așa mai departe, de model de business. Ce contează mai mult, zic eu, este trendul și vedeți că pe cardul ce desaferent secțiunii de shares outstanding am inclus aceste ultime două puncte care fix asta fac, dau bifă sau X în funcție de trend. Revenind acum la întrebarea lui Iulian, motivul pentru care am SBC ca și procentaj din free cash flow, dar și din sales, este că în cazul în care free cash flow scade sau crește foarte mult, ceea ce se întâmplă deseori, fiind mult mai volatil decât vânzările, atunci nu prea mai poți măsura acel trend. Spre exemplu, după cum vedem, avem free cash flow negativ acum la Eli Lilly, caz în care stock-based compensation ca și procentaj din free cash flow nu ne mai ajută deloc. Ne uităm așadar pe celălalt grafic, cap și procentaj din vânzări și vedem că trendul este unul crescător, dar încă destul de mult sub pragul acesta pe care eu l-am setat de 4%, în acest moment este doar 1,8%, iar până în 2023 și ultimele 12 luni, până să scadă free cash flow companiei, vedem că și ca și procent din free cash flow era la un nivel ok, undeva la 6-7-5%, eu având, repet, pragul la 15%. Pentru a avea așadar două puncte de reper, nu doar unul în cazul în care se întâmplă asta, deci cam astea sunt motivele pentru care folosesc SBC to sales și free cash flow. Următoarea întrebare primită de la Dramatic Quiz, unul dintre cei mai activi urmăritori ai noștri, lucru pentru care îi mulțumim pe această cale. Mesajul este pe Telegram de data aceasta. Salut Claudiu, am o întrebare pentru următorul tău video Q&A. Care crezi tu că sunt sectoarele care aduc randamente medii și constante pe timp îndelungat? Evident că aici iese din discuție sectorul technology, pentru că azi e la pământ, iar mâine e to the moon. Nu aș zice să scoți sectorul tech din discuție. Da, vine cu o volatilitate mai mare, dar cumpărat în perioade când e la pământ îți poate aduce cele mai mari randamente. De altfel, discuția asta e una foarte complexă, dar pe scurt, mulți se uită doar la istoric și iau decizii lăsându-se influențați de numeroase bias-uri. Dacă tech a crescut în 3 ani ca la nebuni, în ce investim? În tech, nu? Că e cel mai tare. Și nu se mai ia neapărat în calcul faptul că există perioade, ani în care vine rândul altor sectoare să performeze mai bine, mai ales când din diferite motive au ani cu performanță mai slabă și poți găsi companii foarte bune la evaluări la fel de bune. Aș putea simplu să mă uit la istoric și să-ți spun care sunt acele sectoare care, istoric vorbind, aduc randamente stabile și constante, doar că nu există garanția că istoria să se repete, așa că cel mai bine e să ne concentrăm pe prezent și viitor, iar din punctul meu de vedere există toate șansele să vedem în perioada următoare, că va fi la anul sau peste 2 ani, o performanță foarte bună a sectorului real estate, care după cum vedem a rămas în urmă în acest moment și ne dă ocazia să adăugăm într-un portofoliu diversificat companii foarte bune evaluate corect, la fel cum se întâmplă în prezent cu sectorul de energie, puternic afectat în 2020, când piața a reacționat de parcă toate companiile de energie aveau să se ducă de rupă, prețul la petrol era la pământ și s-a dovedit ulterior a fi un moment excelent de investit în acest sector. Dacă nu știați, chiar și după run-up-ul extraordinar al tech-ului din ultima vreme, pe ultimii 3 ani sectorul de energie încă îl bate la randament. La fel și dacă ne uităm din bottom-ul cauzat de pandemie. Pe lângă real estate, există anumite companii la preț ok și în healthcare, în staples, chiar și în financials, mai puțin în tech, dar cu siguranță va veni și momentul în care vom avea și aici oportunități, așa cum s-a întâmplat în 2022. Acesta a fost episodul 4 de Q&A. Dacă ai o întrebare pentru mine, nu ezita să folosești secțiunea de comentarii de la acest clip. Mă găsești și pe Telegram, acolo unde răspund cel mai rapid. Iar până data viitoare, eu am fost Claudiu, te salut,
La revedere! Comunitatea Roinvest, acces la baza de date ce conține sute de companii analizate, apoi comparate și în analize pe industrii și sectoare. Așadar, vei putea observa foarte rapid, folosind baza noastră de date, unde au companiile tale probleme sau care sunt punctele lor forte și totodată să fii la curent atunci când o companie foarte bună ajunge și la un preț foarte bun. Acces în timp real la portofoliile noastre, 3 la număr, toate în valoare de peste 600.000 de dolari, totul transparent și argumentat. Vei putea vedea fiecare decizie de investiție pe care o facem și rațiunea din spatele acesteia. Grupurile de Telegram, unde te vei alătura unei comunități restrânse de oameni pasionați și experimentați și unde vei putea întreba, discuta și împărtăși idei. Roinvest Index, cele 4 portofolii model construite de mine și nu în ultimul rând, articolele de analiză detaliată ce dublează foarte bine analiza cantitativă din fișierele bazei de date, articole ce au în medie aproximativ 25 de pagini Word și minim 5-6.000 de cuvinte și care necesită zeci de ore de research amănunțit. Noi suntem o echipă de oameni pasionați de investiții și analize și vom munci pentru noi în primul rând, dar și pentru tine. Îți vom face mare parte din treabă pentru a-ți ușura pe cât posibil munca de cercetare și pentru a te ajuta în luarea deciziilor. Totodată, foarte important, te vom îndemna întotdeauna să înveți și tu să analizezi o companie înainte de a investi în acțiunile acesteia. Pentru toate astea și nu numai, intră pe site-ul roinvest.org, secțiunea membership și te așteptăm alături de noi. Îți vom salva foarte mult timp prețios și te vom ajuta ca atunci când vrei să investești în anumite companii, totul să fie mult mai simplu.